Surpriză oferită de polițiștii craioveni pentru zeci de copii cu ocazia zilei de 1 iunie. Cei mici au avut ocazia să devină agenți pentru câteva ore și să experimenteze o zi din viața unui polițist. Deci trebuie neapărat să facem mai des lucrul ăsta, da? Da! Îmi cer scuze, nu am auzit! Polițiștii au fost bombardați cu întrebări și curiozități de către sărbătoriții zilei. Toată lumea a profitat de evenimentul organizat de 1 iunie, iar activitățile propuse de polițiști au făcut deliciul copiilor. Pentru majoritatea copiilor, atracția principală a fost demonstrația cu un superb exemplar de ciobănesc german. După ce a ascultat atent toate comenzile, cățelul a cules aplauze zgomotoase din partea mulțimii. Mulți dintre copiii prezenți la eveniment provin din familii de polițiști și vor să ducă tradiția mai departe. Ai urcat aici pe motocicletă? Da. Și cum te-ai simțit tu acolo pe motocicletă? Bine. Ce vrei tu să devii când vei fi mare? Top polițist. Ce-ți place la meseria de polițist? Să îi prind pe hoți. Zeci de polițiști au fost prezenți la eveniment și au adus zâmbetul pe fețele celor mici prin demonstrațiile făcute. Copiii prezenți aici au putut vedea laboratorul criminalistic, autospecialele din dotarea poliției, motocicleta colegilor de la rutieră. Totodată au colegii din cadrul serviciului pentru acțiuni speciale au făcut o demonstrație cu privire la armamentul din dotare. De asemenea, au fost prezenți la această activitate și câinii polițiști din cadrul serviciului criminalistic. La final, copiii au fost premiați, au primit diplome, dar și insigne cu micul polițist. Ziua Internațională a Copilului e sărbătorită în peste 100 de state.